La Odessa, am zis. Odessa? Da, la Odessa, da. Domnul Valeriu este aici de 2 săptămâni. Este master chef împreună cu o echipă, 2 tineri. Domnul din Constanța sau? Da, da, da. Din Constanța. Ajutăm refugiații noștri la Ucraina. Dar de ce această pasiune? De ce vreți să ajutați? De ce vreau să ajut? Adică așa întrebare, în momentele grele nu se poate discuta. De ce vrei să ajuți pe a noștri? În primul rând îi ajutăm tot pe ai noștri care se află din fosta României mare, adică din Basarabia, suntem, da? Până la Odessa și era Basarabia până la 40. Bunii mei și mai am încă fratele acolo, o rămas cu familia lui. Adică eu trebuie să plec la Franța. Sora mea e acolo, mai am neamuri, dar am socotit că de acolo eu și pot eu să-i ajut din Franța, adică se poate, dar eu vreau la concret aici, pot ajuta zi de zi când vin ai noștri, cum se spune, da? Care au trecut prin grele. Uite asta, vreau să fiu la concret să pot ajuta, dar nu prin vorbe sau prin jalea asta, adică, o, Doamne, da, e greu, suntem cu voi. Vreau să fiu fizic, adică în ajutor, să fiu cu ei. Uite asta și m-au lăsat. Am decis că asta mi-a făcut decizia, cum spunem, a fost decizia mea că să rămân aici și să ajut la concret. Foarte bine, ne bucurăm, m-am bucurat mult să vă cunosc, vă doresc spor în continuare, sănătate și să ne vedem cu bine. Da, și pace, în primul rând pace, uitați-vă, în momentul ăsta începe înțelegi că e pace cea mai principală. Da? Când ești pace și sănătate, adică altele lucruri se fac. Dacă nu-i pace, când ești în, nu știu ce-a să fie, mâine, apoi de mare, foarte greu. Domnul Valeriu, după război, vă vizităm. Cu mare plăcere. Sănătate, da. Cred că să fim aici la noi, în România Mare. Adică, cum zice, rusul vrea să iei a lui, dar noi trebuie să întoarcem cam pământul nostru, da? Trebuie să facem România Mare, să întoarcem. Da, da. Sănătate. First of all, we want to say the big thank you for the organization Universal Emergency Relief, who's providing for us and for first of all for the Ukrainian people, for the civil Ukrainian people, so much needed things such as kids pampers, kids formula, kids toys, kids dresses, kids hygiene things, and also for adults the same, like for adult there is some pampers, for adult there is dress, and some sleeping bags there is, and also some hygienic things. We are too much thankful for this organization, because this cargo is going directly to the Nikolaev. We had the car which is came directly from the Nikolaev and was waiting us in Darlovka, in the Ukrainian side. And the Daniel Bakur, he bring for us the full machine with all needed stuff, with all humanitarian help to the border to Isavce. So we transfer it to the Ukrainian side and it directly is going already like half an hour already in her way to Nikolaev. So the people today will get this so needed stuff. They're also too much thankful for this. They're very happy for this and they was crying when we make a video for this, what the Daniel Bakur provide for us. The people in other side in Nikolaev, they was crying when they see the so needed things for them. Thank you so much for this help. Avem aici și pe Edi, este ucrainian, dar vorbitor de limba română. Mulțumesc din suflet organizației. Eu sunt ucrainean, etnic ucrainean. Din păcate, engleza mea nu este atât de bună și tocmai din această cauză prefer să vorbesc în românește. Vorbesc ucraineană, dar nu înțelege nimeni din partea cealaltă. Deci, mulțumesc din suflet. A fost o mare mână de ajutor, pentru că cel puțin eu, la mine este al 22-lea transport de când a început războiul. Eu numai asta fac. La început am stat în vamă, după care m-am hotărât să fac transporturi. Și este primul transport pe care îl trimis prin Nicolae. Este un lucru extraordinar pentru că informațiile de acolo sunt foarte, foarte rele. Ei mănâncă câini. Este rău. Și este bine că putem să-i ajutăm. Este foarte bine. Și mulțumim din suflet. Mulțumim de tot. Aici este și soțul Nadiei. Hello. Hello. Okay. Thank you. Thank you so much, guys, for your help.
and we think like together we will win. Together with the people like you guys, like all Romanian brothers, I believe like the Ukraine will win. Glory for Ukraine and glory for Romania. Yeah.